Sâmbătă 8 septembrie 2018, localitatea Cristiana, la sediul Modromului Internațional Brașov. Astăzi se desfășoară etapa derby finală de la Tarcal, Ungaria, 420 de kilometri. Porumbei au fost lansați, vremea este destul de bună, aproximativ în jurul orei 14, porumbei sunt așteptați să sosească la Columbodrom. Sâmbătă 8 septembrie 2018, ora 13:10. Stau de vorbă cu proprietarul Columbodromului Internațional Brașov, domnul Sorin Răuță. Vă salut, domnul Sorin. Ce faceți? Salutăm cu drag, bună ziua. Porumbei sunt pe drum de la finală, nu? Sunt pe drum, așteptăm cu drag. Acum, în momentul acesta, Columbodromul Internațional Brașov este extrem de urât. Zice că e gol, nu? Este gol. Și tu ești obișnuit să fie populat, Sorin, nu? Populat și i-am luat mult la inimă. Ia zi-mi, la ce oră ai lansat astăzi, Sorin? I-am lansat la ora 7:15, ora Ungariei, 8:15, ora României. Cât ai distanța de 420 până la Tarcal, nu? 420 de kilometri, Tarcal, Ungaria, Brașov. Într-adevăr, câți porumbei ai îmbarcat? Am ajuns cu un numeric de 180 finaliști. Dintr-un total de cât la plecare? Dintr-un total de 570 de porumbei. Stai bine. Un an, vă mulțumesc, un an extrem de greu. Așa e. Extrem de greu. Multă muncă am depus, mult suflet am depus, dar cu drag vreau să ducem cât mai mulți finaliști în finala de astăzi. Oricum ai scos mult. Dar nu s-a putut din cauza condițiilor meteo, nu? Meteo, mă refer atmosferă încărcată, cred eu, atmosferă încărcată și un an extrem de curios în columbofilie, 2018. Știu, într-adevăr, au fost pierderi mari și pentru celelalte columbodrome. Exact. Nu știu dacă a scăpat vreunul din România care să n-aibă o etapă cel puțin grea. Exact. Și pentru crescătorii din România, indiferent de zona în care au zburat, știu crescători, cred că din toate colțurile României, care au avut anumite etape catastrofale și nu își explicau de ce. Este ceva incredibil. Ceva s-a întâmplat. Au fost incredibil. Și o vară cu multe cutremure, da, în România. Da, o să influențeze enorm de mult cutremurile, știu, da. Din columbofilie din România sau de afară. Da. Deci asta e o temă care se poate lua în calcul. Cutremure, atmosferă încărcată. Eu ce pot să vă spun, porumbeii au fost extrem. Prin norocul meu, că porumbeii am început să urcăm în formă, începând cu primele antrenamente, încet. Și ne-au venit porumbei de la o etapă VAT, catastrofală pentru mine, pentru organizatorii Columbodromului Internațional Brașov, niște pierderi care nu îi găseam explicația. Deci da. Eu chiar am crezut că eu am terminat cu derby Internațional Brașov. Ne-a intrat o suferință în inimă extrem de mare. Da, da, dar a fost... cu noroc și valoarea porumbeilor, mulțumesc participanților pentru porumbeii valoroși și a trimis pe care a adus, da. Anul ăsta ai mers tot pe Bonifarma, nu? Bonifarma, tot colaborare cu Bonifarma, nu? Dacă le mulțumesc a Bonifarma pentru colaborarea... Știu, am stat puțin mai devreme cu domnul Robert, reprezentantul... Sunt niște produse, ok, antibiotic exact pentru carantină când intră porumbeii, când îi luăm în recepție. Da, da. Și restul prevenim cu produse naturale. Da, știu. Știu că stai în continuare la fel de mult printre ei și tu și soția ta. Deja sunt copiii voștri în prelungirea celor doi. Drag și vă spun sincer, sunt trist acum să văd. Nu, las că o să zâmbești când vin primii porumbei, să vezi. Și știu că o să vină și anul ăsta din punct de vedere al vântului văd că e mai bine decât anul trecut. Știi minte ce vânt bătea anul trecut? Extrem. Știi cu ce jos veneau porumbei pe când, mai ții minte? E ok. De-aia zic că poate astăzi o să ne dea o surpriză să vină un pic înainte. Da. De timpul ce l-au făcut anul trecut. Am înțeles că ai foarte ok, e bun de zbor. Da, ai avut astăzi un delegat și un transportator bun. Da. Ți-au filmat... Tot, deja ai pus pe Facebook? Prezentat pe rețelele publice. Prin recomandarea de la președintele din Brașov, anul trecut excelent, a lansat porumbei, anul ăsta cu aceeași încredere. E ok, filmarea e ok, nemecum. Transparență maximă, într-adevăr. Transparență, nu ne lipsește transparență. Ce mai lipsește să pun niște camere în columbodrom, le-aș pune cu drag, dar pentru intimitatea familiei mele nu pun. Da. Că mai sunt și copiii în curte, mai sunt soția și
controlat avem, avem de supraveghere. Da, am văzut că toată zona aici are, ai camere de, de luat vederi îndreptate către crescătorie din mai multe unghiuri. Este. Din punctul ăsta de vedere stai foarte bine. Informații dăm pe rețelele publice maxim. Am văzut cu regularitate, WhatsApp, da. Facebook, site-ul nostru, da. WWW Internațional Brașov. Dăm informație cât mai multă posibilă, participanții să simtă aproape de... Exact. De tine și de porumbei lor, nu? Ok. Văd că ai pregătit tot aici, hrană bună, da? Este pregătită mâncare acum să aleagă, care vine să-și aleagă ce vor. Câteva semințe, în exces, după aia... Hrană minerală. Au, ce, au electrolit. Electrolit în apă, foarte frumos, da, într-adevăr. Recuperare, am un electrolit extrem de bun. De la semifinală, în două zile am avut bombe. Sporau de numai. Da, se vede, într-adevăr. Spațiile și așteaptă locatarii, să zic așa, nu? Așteptăm cu drag, așteptăm cu mult drag. Știu. Mă bucur, sunt convins că o să ai o sosire bună astăzi. Curtea e plină de participanți aici. Atmosfera deosebită, într-adevăr. O să mergem. Vrem să încercăm să facem un pic de prietenie între participanți, o atmosferă plăcută. Păi de-aia și vin oamenii să socializeze între exact, aici, văd exact. Că sunt crescători din mai multe zone exact. Ale țării. Și toți cu emoții maxime. Și... e grea așteptarea, este? Asta e sportul, ăsta este sportul ce ni l-am ales, ce așa. Ne moară de... Pentru noi mai cum e, dar pentru tine de dor mai greu. Este, vă spun că așteptările sunt foarte mari din partea ta. Este greu să-mi vină porumbei acasă și... Dar n-ai dezamăgit niciodată, sunt convins că nu o vei face nici astăzi. Nu, sunt pregătiți, am încredere maximă în ei. Sunt pregătiți, de-aia muncim cu drag, cu drag și sperăm să răspundă. O să fie o zi bună. O să zâmbesc și mai târziu, să vezi. Sigur că să ne răspundă de aceeași măsură cum e... Exact. Mergem acum să mai stăm de vorbă și cu oamenii, da? Exact. Îți mulțumesc mult, Sorin. Vă mulțumim din suflet. Toate cele bune.